Jack și vrejul de fasole. O poveste pe care am să vă citesc și eu în această zi. Ca toate poveștile, și această poveste începe cu a fost odată ca niciodată. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost un băiețel pe nume Jack. Am să vă spun povestea lui și a unor boabe de fasole fermecate care l-au ajutat să urce până la cer, dincolo de nori, în țara unui uriaș lacom. Da, așa cum ați auzit. Boabe fermecate. Știu că v-ați aștepta ca după ce pui în pământ un bob de fasole să crească un vrej acolo micuț, care să facă alte boabe, dar în povești totul este posibil, nu-i așa? Se spune că Jack și mama lui trăiau într-o căsuță mică la marginea unui oraș. Mama lui cosea cât de la ziua de lungă să facă rost de câțiva bănuți în plus pentru familie. Și Jack îngrija de văcuța pe care o aveau și grădina cu zarzavaturi din spatele casei. Așa cum aveți și voi la țară, știți cum arată o grădină de legume. Ei, tot așa și Jack. Avea o văcuță pe care o îngrija, dar își iubea și grădina. Ei bine, după o iarnă lungă, Jack își dădu seama că nu mai au cu ce să își hrănească vaca, așa că îi spuse mamei cu tristețe: mamă dragă, trebuie să vindem vaca, căci noi nu mai avem nici măcar un fir de iarbă pentru ea. Of, Jack, îmi pare rău, chiar nu ar trebui să vindem vaca, dar ai dreptate. Du-o la târg și încearcă să o vinzi. Dar ai grijă măcar să o vinzi pe un preț bun, îi răspunse mama. Zi și făcut. Băiatul porni pe târg și, cum mergea cu văcuța la pas, în cale îi iese un bătrânel slab, cu haine cam sărăcăcioase, care îl întreabă: unde duci vaca asta, măi băiete? Ia că o duc la târg să o vând, căci nu mai avem cu ce să o hrănim. Dacă îmi dai mie vaca, îți ofer în schimb câteva boabe de fasole fermecate. Ai încredere în mine și vei scăpa de grija banilor de acum înainte. După câteva momente de gândire, Jack acceptă și se întoarce acasă cu boabele magice. Ce ai făcut, măi băiete, mă, cum să dai tu văcuța pe niște boabe de fasole? Spuse mama supărată și aruncă boabele pe fereastră. Sigur, bătrânul acela te-a păcălit. Ei bine, dis de dimineață, Jack, când deschise ochii, ce credeți că văzură? Spre mirarea lui, geamul de la camera sa era acoperit acum cu o plantă ciudată care se înălța până dincolo de nori. Nu-i venea să creadă ochilor. Se pare că peste noapte, boabele de fasole se transformaseră într-un vrej atât de înalt încât nu îi puteai zări capătul, așa că Jack își luă inima în dinți și începură să se cațere pe tulpina vrejului. După ce urcă timp de vreo oră, în fața lui apăru un palat mare, întunecos, cu zidul de piatră. Nu părea că e locuit de vreun om bun, așa cum era mama lui, dar Jack se gândi că să încerce așa măcar ușa de la intrare, că tare era foame și spera că va găsi ceva acolo de mâncare. Cioc, cioc, e cineva acasă? Zise Jack. Mă întreb dacă se poate să-mi da și mie ceva de mâncare, că n-am mai apucat să mănânc micul dejun, spuse Jack. Am plecat în grabă de acasă. În timp ce rostea cu voce tare aceste gânduri, din palat ieșiseră o femeie. Bună, micuțule, ți-aș oferi cu mare drag ceva de mâncare, dar mi este frică să nu te găsească uriașul care trăiește în acest palat, că sigur te mănâncă. Nici nu termină bine de rostit aceste cuvinte că se auzi un bum. Deodată totul se cutremură. Uriașul cobora scările. Fugi repede în cămara aceasta, spuse femeia, în timp ce îl împingea pe cea în magazia cu mâncare. Aici miroase care de om,
Cine a îndrăznit să intre în casa mea?" întrebă nervos uriașul. "N-a intrat nimeni," spuse femeia. "Așa miroase mâncarea pe care ți-am pregătit-o. Hai, hai, stai la masă și nu mai căuta în toate colțurile camerei, că nu o să găsești nimic." Așa că uriașul se așeză la masă, a început să mănânce cu poftă câteva pulpe întregi de vacă, două gâște, un curcan și un porc întreg. Apoi goli un butoi cu vin și ceru femeii să-i aducă sacul cu bani ca să-i numere. Dar era un fel de obișnuință a lui să-și numere banii și să se laude cu averea pe care o are. Nici nu vă pot spune cât de multe monede de aur erau în acel sac. Ce să mai, uriașul era foarte bogat. Imediat după ce i-a numărat, uriașul a adormit fericit, chiar în acel loc. Era foarte obosit după cât de mult mâncase. În acel timp, Jack ieși tiptil din ascunzătoare, luă câteva monede, o gâscă ce făcea ouă de aur și o harpă care știa să cânte singură. Le puse într-un sac și alergă către ieșire. Dar chiar în momentul în care trecu pragul, sacul se lovi de ușă și aceasta a început să scârție și uriașul se trezi. "Cine e hoțul care a îndrăznit să-mi fure banii?" țipă el în timp ce alergă să găsească vinovatul. Dar Jack se gândise deja la asta și îi legase șireturile de la pantofi, așa că reuși să ajungă înaintea uriașului la vrejul de fasole și să alunece repede pe el spre casă. În timpul acesta, mama lui Jack îl căutase toată dimineața și era îngrijorată că nu știa unde dispăruse. Dintr-o dată, ea auzi că cineva o strigă de sus, dinspre cer, și îl zări pe Jack coborând de pe vrejul de fasole cu un sac mare și greu. "Repede, mamă, repede, adu un topor! Trebuie să tăiem vrejul!" Zi și făcut! Mama alergă cu un topor și îl ajută pe Jack să taie planta, fix în momentul în care uriașul cobora nervos în urma băiatului. Degeaba a încercat să se salveze, căci a căzut de la dita mai înălțimea direct în curtea căsuței lui Jack și a mamei lui, iar în locul în care a căzut s-a format o groapă uriașă. "Să nu mai pleci fără să mă anunți," spuse mama, în sfârșit, liniștită că își putea îmbrățișa copilul. Așa cum vă puteți imagina, din acel moment, mama și Jack nu au mai dus grija banilor, ba mai mult și-au ajutat și vecinii să ducă o viață mai bună.